Bine, fără lovituri sub centură. Te-am prins acum. Poftim? Oh, pe toate șuruburile mele. Totul e bine, stăpâne. Oh, nu! Bum! Robot, te-am prins acum. Stai, nu mă mai gândi la... Unul la unul! Să cucerim lumea! Ești bine? Mai bine ca niciodată, amice! Super! Să arătăm lui Romeo că ești cel mai bun ajutor din lume! Ești cel mai bun prieten al meu! E ca și mine! Toți cred că știu cum ești, dar n-au nicio idee! Suntem așa perfecți! Bine, nu mai fi prieten cu noi, dar măcar oprește asta! Ah, ce ți-am spus eu? Eroi în pijama îmi spun mereu ce să fac! Haideți! E doar prietenoasă! M-a atacat! A, n-a fost nimic! Ar fi trebuit să-ți iei o armură de tatu! Alo? Cel mai bun ajutor? Cineva? Să cucerim, să cucerim, să cucerim lumea! Cum să cucerim lumea, stăpâne? Adică, scumpo! Se pare că ajutoarele plănuiesc ceva! Robert, ce faci? Să cucerim lumea! Oh, nu! Nu funcția ei de să cucerim lumea! E super drăguță! Mai ales cu mine! Așa funcționează! Faci pe toată lumea să creadă că ești drăguț, iar apoi cucerești lumea! Trebuia să ghicesc! Adică Robert m-a păcălit? Dați-mi voie să mă revanșez. Putem fi prieteni. Ha? Nu e numai vina lui. Robert chiar l-a păcălit. Te rog, doi amici super puternici. Ar putea fi tare. Vrei să știi cum e un prieten adevărat? Păi, știu că nu face mereu ce spun. Așa e. Dar te ajută să învingi un robot malefic. Haideți să fim eroi. Da! Gata, Armadillan? Chiar lângă tine, amic erou. Să cucerim lumea! Aparent, cucerirea lumii poate fi destul de agasantă. Cine ar fi crezut? Să cucerim lumea! Păi a fost ușor! Ai grijă! Ești bine, uriașule? Ți-am spus! Armura mea de tatu poate fi de ajutor! Da! Atingeți ecranele pentru mai multe videoclipuri și nu ratați serialele voastre favorite la Disney Junior!